să vedeți o fată mecanică. Ia, vezi, ai curaj? Este foarte tare. N-ai cum să te plictisești în trafic din ora. Așa, uitați, aici Toyota. Bate vântul foarte tare. Nu știu. Vreți să vedeți cum se curăță drumul de zăpadă? Hai că mai am puțin și rămân fără motorină, în pustietate. O sticlă de apă. Sau, mă rog, el stătea cu o sticlă și făcea semn disperat. Și le-am dat de mâncare, le-am dat de băut, le-am dat și pâine. Ia uite-i. Încercăm și cu mașina. Bună dimineața. Începem o nouă zi cu 500 de kilometri. Și dacă aseară v-am prezentat cei pe care i-am cunoscut în vamă, în dimineața asta avem un nene motociclist singur care, look, câte bagaje are și o motocicletă frumoasă. Merge la Cape Town singur. Uitați câte bagaje. Yamaha PNR. Și schimbă lanțul, că are o problemă la lanț. Și călătorește singur, fără niciun ajutor. Da, azi avem 500 de kilometri, ușor, ușor. Sperăm că trecem în Maroc. Când ajungem în Maroc, suntem ca și acasă. Hai să avem drum bun. Vreți să vedeți o fată mecanică? This is mechanic. We needed a 27, but the biggest that I have is 22. Yes. It's just this is not good. Yeah, he needs one to have like a lock. You are good mechanic. Here, look. Mechanic. No? I didn't even think about how big a 27 would be. This is huge. Yes, this. This would be 27, but he needs a fork. This. He needs a fork, and I only have a, how you call it in English? Socket. A socket. Deci nu are atât de mare. Asta e. Îi trebuie 27. Ați înțeles voi. Ia, vezi, ai curaj? Hai să vedem. Este semafor, dar nu-i pentru mașini. Am scăpat. Bine ați venit în această junglă urbană. Este ora 11 și noi dorim să ieșim din minunata țară Mauritania, dar mai avem doar 500 de kilometri și probabil câteva ore până ieșim de aici, din frumusețea asta de oraș, Nouakchott. Suntem în Nouakchott, unde am văzut în ultimele zile, săptămâni, cele mai multe Mercedes-uri de pe planetă și cele mai șmechere mașini și taxiuri. Hai că o să fie frumos, să sperăm și de data asta că scăpăm fără zgârieturi, măcar, nu mai zic de lovituri, măcar fără zgârieturi, și totul va fi bine. Continuăm. Ia fiți atenți. Linie continuă. Încercăm și noi să ieșim de aici. Ia, altul. Linie dublă continuă. Pe contrasens direct. N-ai treabă. Ăsta cred că e orașul greșit ca marcă de mașină. Aici trebuia să fie, în orașul ăsta, doar BMW-uri. Trebuiau să fie. Ha! Ce spuneți de asta?
Doar BMW-uri. BMW-ul aici e raiul. Am mai văzut cât un E46 care arăta foarte ok. Dar în rest nu prea sunt bombeuri pe aici. În schimb, este foarte tare. N-ai cum să te plictisești în trafic din oraș. Așa, uitați aici, Toyota noi, ultimele modele. Și alea, vai de mama lor, lovite și atinse în toate colțurile. Deci nu ai cum să te plictisești în orașul ăsta. Dacă vrei să faci ceva interesant, să zici că stai două zile aici, iei mașina și te plimbi prin oraș. Deci n-ai cum să te plictisești. N-ai cum, nu există niciodată. Vreți să vedeți cum arată o distanță în deșert? Am ieșit din Nokchot și 443 virează la stânga și noi avem 452 în total. Cam așa arată o distanță în deșert. Adică vom merge pe drum ca ăsta. Bine, încă mai sunt câteva urme de civilizații aici, dar urmează să ieșim de tot. Aole, iar poliția doar cu un kilometru în spate ne-a oprit. Și apoi e... nu mai vedem nimic. Avem 7.3 consum. Ce mai avem? 29 de grade, 9300, 9400 de kilometri și cu 600 am făcut 10.000 de kilometri. Până acum mai am 7-8.000. Hai să vedem ce, dacă vrea ceva poliția. Nu, n-a vrut nimic de data asta. Primii au vrut fișa. Fiș. Aici ar trebui să scriu numărul la mașină și modelul mașinii. Dar nu l-am scris, scot pixul să scriu și îmi spune cadou, give me, cadou. Ok, i-am dat pixul ce era să fac. Hai. Și acum avem alții. Ia să vedem dacă ăștia vor ceva. No, nici el n-a vrut nimic, doar fișa. Și ne-a întrebat unde mergem și ne-a urat bon voyage. Și atât. Oricum, după ce terminăm cu civilizația, nu prea mai găsim în deșert polițiști, doar pe cei cu radar pe care îi iau eu. În rest, nu este nimeni. Bate vântul foarte tare, nu știu, foarte tare, bate suficient de tare. Iar în față se vede, nu știu cât se vede la voi, stați să urc aici rampa asta. Nu știu dacă se vede. O mare furtună de nisip. Este schimbat cerul total. O să ne aștepte momente grele. Și mai avem 380 de kilometri. Momente grele pentru mașină, mă refer. Dar s-a învățat. Nu e nicio problemă. Schimbăm filtrul din nou și totul este ok. Vreți să vedeți cum se curăță drumul de zăpadă? Ia uite. Asta e zăpada africană. Avem utilaj acolo sus și dă zăpada la o parte. Ia că ajungem imediat la el. Greu tare 3 km aici. Cel mai greu. E singur în deșert. Ia uite, spală rufele. Un măgar mort. E ok. Ia uite cât a făcut drumă. Hai mă, focalizează mă. Ți-ar focalizat-o să-ți fie. Mută nisipul. Îl mută în partea cealaltă. Bun, salut. Ia uite cât s-a adunat aici. Am văzut din loc în loc aceste utilaje care sunt noi, de altfel. Volvo de obicei am văzut. Și stau și curăță drumul la o perioadă de timp. Sper când o să ajung în Europa să văd și eu utilaje, că dau zăpada la o parte. Sper. Și iată că în mijlocul deșertului, după 100 și ceva de kilometri și încă 280 până la
unde ne oprim, apar ăștia mici care asfaltează. Ia uite-i, lucrează în mijlocul la nicăieri. Au voință mare aici să facă drumuri. Oricum, drumul a fost acceptabil, doar că pe margine a fost mâncat și foarte periculos. Am luat și eu câteva gropi, dar nu-i problemă. Totul ok. Ia uite. O să apară aici o nouă autostradă peste câțiva ani. Drumul ăsta are 8 km. Nici vorbă să fie aranjat. Este dezastru. 8 km pe lângă drumul pe care îl asfaltează acum. Nu o interesează pe ei detaliile astea. Dar e bine și așa. Mult mai bun decât cel prin nisip. Ia, că ieșim la drum. Asfaltat. Na, tot vechi. Hai că mai am puțin și rămân fără motorină, în pustietate. Să nu faceți ca mine. În cazul în care veniți în Mauritania, să aveți card Visa, nu Mastercard. Nu știu, maestro, dacă merge, dar Mastercard-ul nu merge, nu poți scoate bani de la bancomat. Iar azi nu am avut bani din nou, pentru că am pus motorină cu o zi înainte și am avut doar 280 de km am făcut cu motorina, adică au scăzut două liniuțe. Iar apoi următoarea locație, din păcate, va fi tot în Mauritania și avem 480 de km. Iar eu am crezut că mi-ajunge motorina, pentru că am zis, las că merge mai încet, 90 și 100 la oră. Dar n-am luat în calcul și vântul puternic care a bătut și bate în continuare din față, plus aerul condiționat. Iar acum am o liniuță, 120 de km în bord și 171 pe GPS. În niciun caz nu voi ajunge. Sunt, deci am făcut jumate, ceva mai mult de jumătate de traseu. Sunt la 200 de km, 200 ceva în față și în spate, unde n-am văzut niciun peco. Am văzut ceva, o benzinărie, dar mă rog, o ceva cu două pompe afară în mijlocul nisipului, dar degeaba că nu am bani. Și foarte mare grijă pe partea asta. Norocul meu că am rezerva de 20 de litri. Voi opri undeva unde poate găsesc un adăpost să nu bată vântul cu nisip, să o pună în rezervor și voi pleca mai departe. Problema este că noi în seara asta o să stăm tot în Mauritania, iar pentru mâine îmi trebuie bani. Sper în localitatea unde rămânem noi acolo să, cine știe cum, poate găsesc un bancomat de unde pot scoate bani cu cardul Maestro, Mastercard, pardon. Pe lângă faptul că nu poți scoate bani, nici nu ai unde să folosești cardul, că în Mauritania nu poți folosi cardul. Da? Hai, vedem ce facem. Aici a trecut războiul pe drum. E, vai mama lui de drum. E, hai, de capul meu. Rup mașina în 10. Mergi liniștit și poc, apare un crater de 20 de metri diametru. Auge în fața acolo. Merge lumea pe lângă. Mai au 150 de km până ajung aici. Cu asfaltatul de unde a zis mai în spate. Nu, nu, ăsta nu e nou, nu vă uitați, e plin de cratere. Mai deci era omul ăsta în mijlocul deșertului. Nu-i nimic, vedeți? Și stătea cu o sticlă de apă, sau mă rog, el stătea cu o sticlă și făcea semn disperat. Mașina n-avea de unde să ia sau să-i trebuiască, așa că am presupus că îi trebuie apă. Era mor de sete și
am dat o sticlă cu apa ta, mai am o sticlă mare, mai am și eu două sticle, că nu se știe pe drum. Dar e incredibil așa ceva. Deci n-ai cum să supraviețuiești aici. Nu-mi imaginez vara cum e aici. Oh, da, sper să treacă mai repede, că mai avem încă 500 mâine, tot cu astfel de drum până ajungem la civilizație. E urât rău. Cred că e prima dată în viața asta când văd becul aprins la motorină de care am dat starul. Sau poate la început, atunci când nu știam exact, că nu mai țin minte de cât. Mi-arată doar 90 de kilometri și aici mai am 121. Marc este în față, trebuie să opresc să pun motorina neapărat. Gata, a început să licărească. Trebuie să oprim. Hai să punem motorina. Da, uite-le. Astea două micuțe aici, 20 de litri. Băgăm la rezervoare. Să nu plecați niciodată fără rezerve în astfel de situații. Nimic. Deci că tot am oprit aici în pustietatea asta. Ia uite. A oprit pe drum să ne întrebe dacă avem probleme și le-am dat de mâncare, le-am dat de băut, le-am dat și pâine. Ia uite. Ia uite ce mănâncă. Și așa, le-am dat și apă. Deci sunt nicăieri. Bai! Ce a făcut? Bai! România! România! Da. Foarte tare. Foarte tare. Continuăm. Ia să vedem câtă motorină. Deja avem exagerat de mult aici. 550 de kilometri cu 20 de litri. Bine, Duster, bine. Mă tutași din gură. Hai să-i dăm bătaie că mai avem 113 km și ne cazăm. Hai că tot era mare și impunătoare aici. Hai să vedem dacă putem urca. Este chiar lângă drum. Duna asta uriașă. O încercam și cu mașina. Da. Sigur nu o să merg. Și cum s-a format puntele ăsta de nisip aici. Hai să coborăm. Șmecherie. Frumos. A plăcut. Noi ne facem griji că mergem prin deșert, ca furtun de nisip. Da, sigur. Că n-avem aer condiționat, prea mulți kilometri. Ia uite. Ia uite-l pe nenea. Hai că am văzut locul ăsta așa din mers. Pare foarte interesant. Văd că mai sunt aici câțiva băieți cu campere, cu mașini. Ia să vedem. Nu este locul pe care l-aveam în plan, dar poate fi un loc frumos. Hai să descoperim. Hai să vă prezint puțin locul ăsta superb. Aici avem Sfinxul și babele pe partea cealaltă. Hello!
Ia uite-l ce frumos. Acolo avem un Terano identic cu cel pe care l-am avut. Cred că l-a cumpărat de la mine, nu mai știu. Nu mai știu prin ce țări o fi acum. Și ne putem caza aici pentru 5 euro. Dar să vedem dacă vom rămâne. Hai că am schimbat locația și am venit undeva unde putem și mânca, că nu mai avem nimic la noi, nici bani și nici mâncare. Și am descoperit asta. Ia uitați. Am picat fix la masă. Totul perfect. Și avem o locație superbă lângă plajă, unde am pus corturile. Nu știu dacă se vede de aici. Ia uite-le. Ce-ți spuneți de asta? Foarte tare. A spus că sunt cam aproape de mare, că dacă o să bată vântul foarte tare, sar valurile în mașină. Dar nu e nicio problemă. Merge și așa. Hai să avem poftă. Sumat? He's feeling like the king. Yeah. Pepper. Pepper. Salt. The sauce. Famous sauce. Yeah, the famous Yannick. Oh yeah. From is the light chat over? Norma. It's garlic? Norma sauce. And then roll it. Mix first in the bun. Work. Okay. Work. Voilà. Ați înțeles, da? Cât am fugit de pește, tot la pește am ajuns. E